Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. M-am gândit în dimineața asta să vă prezint, să spunem, masa de fructe de dimineață pe care o consum. Ce să vă spun? Mi-am făcut o practică din chestia asta, chiar dacă per ceva timp, pentru sănătate se merită, fără discuții. Pentru că într-o stare de sănătate bună, ești în stare să poți duce așa, să spunem, astfel de proiecte pe care le-am în clipa asta, cele două proiecte cu învățământul și cu apicultura, la bun sfârșit. Sigur, iată-mă că beneficiez și de aceste produse și acum să vă prezint cam cum fac această compoziție, să spunem, de produse apicole, citrice, pentru ca să am suficientă energie pe toată durata zilei, pe tot parcursul zilei, să pot avea maxim de randament. Așa că, în această credicioară am pus mai întâi polen, o lingură de polen, da? Polen congelat. L-am scos ca să-l arăt, îl se țin tot timpul congelat în congelator. Cum vedeți, granulele nu se lipesc unele de altele, nu este concentrația de apă mare încât să se determine să fac un tot. El rămâne în starea asta. De asemenea, deci am pus o lingură de așa, am stors o lămâie, dragilor. Deci o lămâie pentru că polenul este, practic, fiecare grăuncior este de albinuță aranjat ca un conglomerat, așa, ca un... până sfirișoare cele finuțe, ca praful de polen, știți bine. Și atunci albinuța, când intră în floare, deci când intră în floare, ea se murdărește, în ghilimele spus, de polen și are pe... peciorușul din față este folosit ca o periuță, se pieptenă așa frumos și duce ușor, ușor fiecare firișor de praf acolo, rostogolește și îl și moaie un pic și îl pune la piciorul și în spate acolo are buzunărelul special. În felul ăsta ajunge cu polenul la stup. Proteina vegetală, cea mai valoroasă cu putință, cu proprietăți. Citiți despre polen pe internet și veți vedea exact toate proprietățile. Însă polenul congelat, vreau să vă spun că păstrează foarte bine toate proprietățile. Pe când cel care, și mai ales în biostupul pe care îl am colectorul pus la punct în interior, polenul se colectează în interior. În povestea un apicultor zice: domnul profesor, nici nu știți ce minune ați putut realiza. Pentru că, zice, mi s-a întâmplat, mă vine ploaia, m-am dus cu umbrela, încercam să strâng polenul. Colectoarele tradiționale sunt cele care sunt puse în fața stupului acolo și vine ploaia, bate vântul, praf, etc., etc., calitatea lui. Apoi urmează să fie uscat, nu avem așa condiții perfecte, se degradează, mai mucezește. Să știi că dacă polenul nu este de calitate, el este chiar toxic, să nu vă spun altceva, mai ales când se degradează, mai mucezește. Asta nu știți exact în ce condiții a fost strâns. Însă, dacă este congelat, este fantastic. Atenție, trebuie să fie, dacă se poate, la maxim 2 zile să fie luat din tăviță. Dacă se poate zilnic, eu am luat zilnic, este o muncă mai mare, în sensul că trebuie să pierzi ceva timp pentru colectarea lui, dar ai șansa să ai un polen de calitate, să nu riști să dai cuiva și să îmbolnăvească în loc să fie de folos să îmbolnăvești. Deci, am în perspectivă ideea, am în minte ideea ca să devenim de la biostup în curând o țară care să putem colecta cantități industriale de polen. Am mai spus așa altă dată, polenul este o sursă pe care nu știm să o valorificăm. Ea este, polenul culegem de primăvară până toamnă. Ați văzut cum
Chiar zile trecute, acum vreo 20 de cred, am arătat cum albinuțele au reușit și au început să care polen. Este spectaculos, vedeți lucrul acesta, cât de timpuriu. Deci din luna martie începem colectarea polenului, dacă se poate spune așa. Deci dacă au puiet, fug după polen și timpul, dacă îi permite în sensul ăsta, trebuie să avem grijă să spunem. Ei bine, după care am pus tot o lămâică, numai lămâia, zeama de lămâi sau iaurtul sunt în stare să scoată din fiecare firișor de polen nucleul acela, da? Conținutul, partea proteică cu adevărat, pentru că există o coajă ca la coaja de ou, să zic așa, care protejează nucleul și atunci e greu, chiar albinuța nu poate să-l consume așa, el pune la macerat, îl pune în celulă și se transformă în păstură. Și apoi la păstură o poate folosi, pentru că acolo, prin fermentare, se întâmplă cu enzimele pe care le pune ea acolo, în sfârșit, ce știa să facă cel mai bine, se întâmplă ca nucleul să fie așezat sub formă, adică nucleile sunt toate la suprafață, coaja s-a subțiat foarte mult și atunci ea poate să folosească păstura la hrănirea puișorilor, la hrănirea larvelor. Da? Asta despre polen. Deci am spus o lingură de polen, am pus într-o perioadă chiar două, dar proteine prea multe și am început să simt că mă îngraș și atunci am redus la o singură lingură. Se spune că o linguriță să fie pus, dar dacă am pus mai mult, asta e. Și folosim iaurtul sau lămâia. În perioada asta de post am renunțat la iaurt categoric. Da, ia uite, am spus în perioada de post, pentru că, dragilor, apicultorii devin oameni credincioși, sunt credincioși prin excelență, pentru că ei se minunează văzând această insectă care este capabilă să facă atâtea produse, 17 produse de la albinuțe găsim. Nu vă le număr acum, dar asta trebuie să vă știți. Deci, am stors o lămâie acolo după ce am pus lingurița de polen. Am învârtit acolo ca să înceapă polenul să se dezghețe, să așa. Vedeți că lasă în continuare la pe fund acolo. Am venit pe urmă cu cătină, două linguri de cătină, dragilor. Cătina e congelată, dar am avut de congelată și am folosit două linguri sau trei linguri de cătină, depinde câte cătine ți-ai pus la congelat. Apoi, una, două linguri de afine. Așa. Și o banană. Am banana acolo, nu mai am una ca să vă arăt, dar se vede banana. O grefă. O portocală. O kiwi. Da? Și kiwi este aici. O vedeți așa. Puse deja. Și am mai venit și cu o lingură de tintură de propolis. Da, de 30% alcool făcută, cum se face o lingură de propolis. Poți să pui și o lingură jumate dacă ai apicultorul ca să aibă siguranța că are forță pentru toată ziua. Iată că am pus lingură, chiar și o lingură jumate a pus. După care vinem cu căpăceală, dragilor. Asta este căpăceala. Vă spuneam că în clipa în care albinuța a pus nectarul în celulă, îl ventilează până ajunge la 18-20% concentrație de apă. După care pune un antibiotic cu proprietăți nebănuite, cu un spectru foarte larg. E secreția unei glande acolo. După care pune un strat de propolis finuț și în sfârșit căpăcelul de ceară. Noi, ca să putem scoate mierea, trebuie să decăpăcim, adică dăm căpăcelele acele deoparte, sigur, cu un piept special și intrăm mai în adânc. Nu poți să iei numai căpăcelul. Și atunci ieși un strat de miere cu toate produsele, cu antibioticul de care v-am spus, cu propolis, cu ceară. Și acum așa s-a
întâmplat ca ea să se cristalizeze, arată în felul acesta. Și iată-mă pregăti și un măr, da? Voi pune și un măr. Odată ce am făcut chestia asta, pun și niște ceai călduți, pentru ca să fie cât de cât, să scoate la frigider, vă spuneam, polenul, să fie acceptabil așa, o cană de ceai, să spune, atât cât mai încape mie în bolul ăsta, în bolul ăsta, în creteșoara asta, poate trebuie să iau o creteșoară mai mare de acum, sau un bol, așa să facă, uite, dar m-am dus tot pe cum știam eu să fac. Dacă soția ar fi acum lângă mine, a spus, băi, cum faci tu chestia asta, dar de ce n-ai găsit un bol să faci și tu pentru film, nu știu ce? Băi, iată-mă, așa, e singura acasă aici, na. Mă spuneam și altă dată, soția a rămas în America, abia aștept să vină, că mi-e greu, mi-e foarte greu să fac toate treburile pe care le-am de făcut, menajul și filmările, toate, și la matematică, și la pe cultură, să conduc stupina acolo, cu, ați văzut filmările, cei care urmăriți pe... Da, am sentimentul, dragilor, că tot acest lucru nu-i de la mine. Bunul Dumnezeu mă întărește și îmi dă forță să pot duce la bun sfârșit, la capăt, care fi capăt, o habar n-am, probabil că până când, câtă vreme rămân pe pământ, voi munci așa cum mă știu dintotdeauna. Ce voi face acum cu aceste produse, după ce pun și ceai, după ce așa, mă duc la locul mult îndrăgit de mine, aici unde îmi voi rosti rugăciunea de dimineață, în fața icoanelor pe care le-am puse, supravegheat de Mântuitorul. Iată-l, Mântuitorul aici, bajocorit, așa l-am bajocorit eu tot timpul, răstignit și bajocorit punându-i, nu, prin faptele mele, coroană de spini. Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ierte pentru toate câte le-am făcut și le-am greșit. În speranța asta, cu gândul ăsta, mă așez la rugăciune și voi și mânca câte ceva din produsele astea. Vă mărturisesc că sunt trist în clipa de față pentru bătălia asta care se duce acum, să fac copiii religii sau să nu facă. Ce problemă mizerabilă. Cum să nu faci religia în școală, că doar nu spune numai ortodoxia să fie făcută. Deci creștinismul cu catolicismul, cu toate variantele, cu tot... Toate formele acelea, credința în reușită. Iată, dragilor, eu fără credința asta n-aș fi putut duce nicio clipă. Așa să încep măcar. Credeți că chiar sunt eu așa, am eu vreun merit, faptul că mi-a venit ideea asta cu biostupul, faptul că acum mă aflu și conduc aceste două proiecte, probabil care vor fi nu numai la nivel național, chiar internațional duse... Nu-i meritul meu. Este cel care supraveghează continuu așa, și îmi dă forța și îmi dă puterea să fac acest lucru, să-l duc la bun sfârșit sau să-l pornesc. O lor duce alții mai departe. Habar n-am cum se va întâmpla. Cert este că aceste produse mă ajută foarte bine să am o stare de bine. Și gândind pozitiv, reușesc să merg mai departe. Cu toate obstrucțiile, cu toate necazurile, cu tot ce mi s-a întâmplat, nu am cedat, pentru că Dumnezeu îmi dă forța asta. Eu știu asta. Atunci când mi s-a întâmplat necazul la Bârlad, cu Dicălo și așa, care e așa, mi-amintesc și acum, mă rog, cât am lucrat acolo, vedeți filmele acelea la Prof Online, când intrați la Video Apicultură și luați filme din 2012, dragilor, perioada de până în 15, perioada 1 mai 15 iulie, veți vedea acolo cum am lucrat și mai purtam discuții cu tatăl lui Eduard și spuneam, băi, eu fără de Dumnezeu nu pot face nimic, eu sunt în aer, dacă ferească Dumnezeu
se întâmplă ca să nu mai am legătura cu cel de sus, nu am nicio șansă. Gata, sunt terminat. Domnule, dar sunteți om în toată firea. Ce Dumnezeu, ce Dumnezeu sunt eu, eu n-am treabă. Și când, mă rog, m-a lovit și s-a întâmplat nenorocirea aceea și m-a confiscat stupina, așezându-se pe iarbă, el acolo spune: hei, hai să văd dacă Dumnezeu tău ce faci. Să faci ce face Dumnezeu tău. I-am zis: ferească-te pe tine. Ticălos ce ești. Nu știi ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Ferească Dumnezeu să te ajungă supărarea celui de sus, că praf te face într-o clipă, pe oricare din noi. Dar Dumnezeu îngăduie ca să-și arate măreția tot felul de ticăloși. Ne așteaptă pe fiecare atunci când ne așteaptă cu nerăbdare până în ultima clipă, capitol harul de pe cruce, să ne întoarcem, el din dreapta, că el din stânga, precum ăsta a spus: dă-te tu jos, tu, pe curătarul. Nu spuneți, dă-te jos, dacă tu ești Dumnezeu cu adevărat, dă-te jos și arată-ne nou că ai puterea asta. Mai vorbești tu că ești Dumnezeu, așa cum spune și asta. Așadar, dragilor, urmează să mă așez la rugăciune, să rămânem în momentul de intimitate al fiecărui dintre noi și voi consuma din aceste produse pe durata rugăciunii. Am ținut să vă spun aceste lucruri pentru că trebuia să găsiți o explicație, să înțelegeți că de acolo vine totul. Da? De la Bunul Dumnezeu, de acolo îmi vine toată energia și toată forța. Eu mă trezesc făcând lucruri pe care nu le știu. Astăzi numai Dumnezeu știe ce program voi avea și unde vor fi duși pașii. Așadar, la revedere, dragilor. Și Doamne ajută! Doamne ajută! Credeți în Hristos și sigur veți reuși. La revedere!